Mihai și Hatice erau la o terasă cu muzică, cred că. Oricum era un loc frumos, au mai postat și în mașină, ea ținea telefonul în mână, așa. Să vedem noi care e telefon, toată lumea are telefon și copiii mici. Trec pe stradă, văd copii în căruți cu telefonul în mână, să jucau pe el. Am avut acum câțiva ani niște vecini români, bine că am plecat de acolo. Avea băiatul, era mic, 2 ani, 3 ani cât avea, și era bunica lui, era foarte fericită. E deștept băiatul, pentru că știe să umble pe tabletă, e deștept. Asta nu înseamnă că e deștept, că știe să apese pe tabletă, să asculte muzică. Înseamnă că o să fie un om bolnav. Pentru că asta fac telefoanele. Eu nu intru foarte rar. Acum când fac vlogul, intru puțin dimineața când trimit și eu la toți prietenii mei cafele și foarte puțin seara, rest sunt la muncă, sunt la plajă. La plajă nu mă uit deloc pe telefon, atâta doar dacă este când era mireasa. Mă uitam la emisiune. Și mai mă uit acum la Provocarea destinului. Dar mă uit, atât, și nici nu mă uit. Pun telefonul undeva la umbră și eu stau și reclamă, mă duc și fac baie 10 minute, cât e mai mult. Așa nu stau în continuu pe telefon. Iar oricum eu sunt destul de mare, dar e foarte nociv pentru copiii mici. Cu cât e copilul mai mic, atât e mai nociv. Dar părinții nu realizează. Crede că dacă știe să apese acolo, să atingă de fapt că e telefonul touch, dacă știe să umble pe telefon, gata, e deștept. Mare greșeală. Ce bine îmi pare că nu există așa ceva când aveam eu copii mici. Acum copiii mei sunt mari, sunt toți peste 30 de ani. Copiii mei au crescut afară, în aer liber. Unde le și locul? Acolo e locul copiilor. În aer liber. Nu pe telefoane, pe tablete, pe laptopuri și așa mai departe. Să șadă în casă, închiși vara-iarna. Chiar e urât. Era aici o femeie, avea un nepoțel, ea venea la plajă și el nu. Și întreba, unde e nepotul tău? E acasă pe tabletă. Când afară sunt 40 de grade, ca astăzi mai bine de 40 de grade, în loc să mergem la plajă, să stăm la plajă, să facem baie, să facem mișcare, stai în casă închis pe tabletă. E jalnic. Zicea Maria că a vorbit și cu soacra, pentru că e familie, face parte din familie, cu bunicile, a intrat și bunicile pe live. Foarte bine că au intrat. Au comentat aici, au comentat înainte. Asta era înainte. Poate și-au schimbat părerea. De ce nu? De ce nu? Dacă au văzut că el e fericit, asta e important. Fericirea lui. Nu orgoliul lor, nu ce familie bună sunt ei. Dacă ar fi într-adevăr o familie bună, ar înțelege niște lucruri, că nu e greu de înțeles. Simona și Andrei au fost și ei pe live. Normal au fost. Și spuneau că au fost întâi acasă la ea, apoi au intrat pe live și nu-mi place de Simona, nu-mi place. Pe Andrei l-am simpatizat. A vorbit, iar a vorbit de Maria, că nu crede în iubirea lor, parcă trebuie să creadă ea. Foarte ironic, foarte ironic a vorbit. Ea nu-și amintește ce a făcut tot sezonul de când a intrat în casă și a făcut cuplu cu Andrei, cum l-a umilit în continuu, ce i-a zis, ce a făcut cu el, asta uită. Dar când trebuie să vorbească de cineva, foarte simplu. Am văzut că a publicat și o poză pe stradă, cum îl pupa pe obraz. Dar și ce e important, că e el fericit, el chiar e fericit. El, când a văzut că s-a căsătorit cu Simona, parcă nu-i venea să creadă. El o vede ce îngera și puțin spus. Cred că e cel mai bun lucru care i s-a întâmplat vreodată în viața lui. Aia e principal. Bine că e fericit. Măcar dacă ar rămâne cu el să facă familie. Dar ce poți să știi? Nu contează că l-a ironizat. El n-ați văzut că și în emisiuni cum își cerea scuze pentru orice ar fi făcut. El e cățeluș. Mai era un cățeluș în sezonul 5, dar văd că sunt încă împreună. Știți la cine mă refer? La Perneș. Și acum cred că tot așa este. Dar nu contează asta. Contează că ei sunt fericiți, amândoi, și Perneș și cu Andrei. Așa cum sunt fericiți. Poate că nici nu-și doresc altă viață. Asta e important.
De ce și-ar dori? Am văzut și câteva fotografii cu Zeini la Mare. Am văzut cu Alex la sezonul 6, îl știți, al lui Raluca. Soțul ei, da. Pe Alina și pe Vali, care așteaptă un copil. Pe Alina Rusu de la sezonul 3 și 4, în care nu și-a găsit pe nimeni, dar avea o fotografie cu un băiat. Prietenul ei, soț și-o fi, nu știu dacă s-a măritat sau nu, oricum era cu un băiat în fotografie. Și pe Mădălina de la sezonul 2 era la o piscină pusă pe o saltea, era cu un urs mov în brațe, era cu un cățel. Această Mădălina s-a căsătorit, a câștigat, bineînțeles. A făcut și cununia religioasă. Eu, cât a stat cu mine în casă, n-am putut să o suport absolut deloc. N-am putut. Pe celelalte le-am îndrăgit, pe majoritatea. Dar pe ea nu. Simțeam ceva rău în ea. Ea nu l-a iubit pe Radu și am avut confirmarea, nu pot să vă spun de unde, dar am avut-o. Doar s-a folosit de el. S-a folosit că se câștige, ați văzut-o cum făcea. Țin minte că la petrecerea burlacilor, el se uita la dansatoare prin geam și a strigat de sus: Radu, închide gura, se făcea geloasă. Ea a jucat foarte bine rolul de îndrăgostită, de soție, dar a stat foarte puțin cu el și, după câte am înțeles, toate cheltuielile au fost suportate din partea lui de bani, nu din partea ei, banii ei au rămas. Și sursa mea care mi-a spus, după ce s-a terminat sezonul și au plecat acasă, spunea că a primit pe telefon foarte multe filmulețe cu ea dezbrăcată, cu ea cum dansează cu tot felul de bătrâni și spuneau, care știau și aveau și dovezi, că a fost în Italia damă de companie. Deci a jucat un rol perfect, a pus mâna pe bani și și-a bătut joc de Radu, care într-adevăr a iubit-o, știu asta. Dar nu contează, Radu e foarte bine acum, are altă nevastă, eu l-am simpatizat foarte tare. Mă bucur că e un om fericit. Cam atât am avut pentru azi, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like. La revedere!